Bună seara, mulțumesc, Adi. Dragi prieteni, mă bucur că suntem împreună în această seară într-o locație care, iată, după 18 ani de nefolosință și-a găsit în sfârșit utilitatea. Cred că pentru cei prezenți în sală va fi o seară excepțională. Și salut și eu prezența în sală a fondatorului trupei Phoenix, a domnului Nicu Covaș, pe care v-aș ruga să-l mai aplaudăm. Bine ai venit în municipiul nostru și îți mulțumim că după Brașov, Bistrița și Târgu Mureș, ai ales ca în această seară să fim împreună în sala cinematografului Scala din Zalău. Dacă m-aș întâlni cu tinerețea, nu i-aș reproșa nimic în seara asta. Poate și cred că i-a zice să mă ierte pentru clipele pe care nu le-am trăit. Și o parte din aceste clipe sunt legate din diferite motive de fenomenul Phoenix. Poate recuperez ceva și cu siguranță voi recupera ceva în această seară împreună cu dumneavoastră. Dragă Nicu, au trecut 60 de ani de când ai fondat o trupă de care noi românii suntem mândri. E vârsta la care e prea târziu să o iei de la capăt, dar e prea devreme să te dai bătut. Așa că povestea continuă. Îți mulțumim, felicitări pentru tot ce ați făcut pentru fenomenul muzical și cultural din România. Te invit pe scenă. Să-ți oferim din partea primăriei municipiului Zalău stema orașului, stema municipiului și o diplomă de excelență. O diplomă de excelență pentru toată activitatea și pentru toată... Mulțumim, domnule primar, mulțumim, Nicu Covaci.